Bună ziua, dragele și dragi privitori! Sunt Sorina Stoian și pe parcursul materialului de astăzi vă voi vorbi despre distanța dintre două puncte din plan. În cadrul acestei lecții vom încerca împreună să demonstrăm cu ajutorul teoremei lui Pitagora formula de calcul a distanței dintre două puncte din plan. Așadar, în reperul de axe de cor ortogonale de axe X, o, y, am reprezentat cu albastru punctele A, B și C. Proiecția lui A pe O, X este P, pe O, Y, R. Am considerat că aceste puncte au valorile X1, Y1, adică A mare va avea coordonatele X1 și Y1. B mare Proiecția lui B mare pe OX este M, pe OY este N. B mare va avea coordonatele X2 și Y2. Iar C mare va avea coordonatele X2 și Y1. Pentru a afla lungimea segmentului OA sau distanța de la O la A, vom aplica teorema lui Pitagora în triunghiul dreptunghic OPA. Deci, distanța de la O la A sau lungimea segmentului OA. Ne vom uita în triunghiul OPA, dreptunghic în P, și din teorema lui Pitagora rezultă că OA pătrat este egal cu OP pătrat plus PA pătrat. Însă, OP are lungimea egală cu x1, deci va fi x1 pătrat, iar PA are lungimea egală cu y1, deoarece RAPO este dreptunghi, deci AP e congruent cu RO. Și astfel am aflat că OA este egal cu radical din x1 pătrat plus y1 pătrat. Aceasta este formula de calcul a distanței dintre două puncte în plan, în care unul dintre aceste puncte este chiar originea sistemului de axe. În mod analog, vom determina și că OB va fi radical din x2 pătrat plus y2 pătrat, în urma aplicării teoremei lui Pitagora în triunghiul O, MB. Pentru a calcula lungimea segmentului AB, avem nevoie de triunghiul dreptunghic ACB. După cum vă. Voi... Triunghiul ACB dreptunghic, unghiul C este de 90 de grade. Lungimea catetei AC este egală cu x2 minus x1. Lungimea catetei BC este egală cu Y2 minus Y1. Așadar, în triunghiul ACB, din teorema dreptunghic, din teorema lui Pitagora rezultă că AB pătrat este AC pătrat plus BC pătrat. Deci, AB va fi radical din AC pătrat, adică x2 minus x1 la pătrat plus bc pătrat y2 minus y1 la pătrat. Am obținut astfel formula scrisă mai sus, formula care reprezintă distanța dintre două puncte din plan a mare și B mare, în condițiile în care A mare are coordonatele X1 și Y1, și B mare are coordonatele X2 și Y2. Ca și aplicație practică, vom rezolva împreună următoarea problemă. Trei bicicliști pleacă din localitățile A, B și respectiv C spre obiectivul turistic O la aceeași oră. Știind că ei merg fără oprire și cu aceeași viteză, determinați care biciclist va ajunge primul la destinație. Pentru acest lucru, trebuie să calculăm distanța de la A la O, de la B la O și de la C la O și să vedem care dintre aceste distanțe este mai mică. Distanța mai mică corespunde biciclistului care va ajunge primul la destinație. Așadar, observăm mai întâi că A are coordonatele 3 și 4. Așadar, OA va fi egal cu radical din 3 la pătrat plus 4 la pătrat, adică 9 plus 16 radical din 25, adică 5 unități. Apoi, B. B are coordonatele 5 și minus 2. OB este egal cu radical din 5 la pătrat plus minus 2 la pătrat, adică 25 plus 4 radical din 29 de unități. Iar C are coordonatele minus 4 și minus 3. OC va avea lungimea radical din minus 4 la pătrat plus minus 3 la pătrat. 16 plus 9 radical din 25, adică 5 unități. Observăm așadar că OA cu OC sunt egale și ambele sunt mai mici decât OB, care este egal cu radical din 29. Deci OA este egal cu OC, care este mai mic decât OB. Așadar, bicicliștii care pleacă din localitățile A și C vor ajunge primii la destinație. Aceasta este concluzia. Aceasta a fost lecția despre distanța dintre două puncte. Mulțumesc pentru atenție! La revedere!